Din păcate, și în 2024, divizarea, tocmai accentuată a omenirii pe care o vedem în prezent, nu va scădea. Mai degrabă, forțele care favorizează autoanihilarea vor deveni și mai încăpățânate și mai conflictuale. Suntem angrenați așadar într-un conflict intens, luptând pentru controlul direcției. Frică versus credință. Apatie versus speranță. Lăcomie versus corectitudine. Egoism versus generozitate. Ignoranță versus conștientizare. Puține sunt zonele gri. Puținele.